Acțiunea de vaccinare anticovid în județul Hunedoara se extinde. Astfel, de luna viitoare, vaccinarea se va putea face și în 66 de cabinete de medicină de familie din județ. Principala noastră preocupare în acest moment, pe lângă aceea de a asigura finanțare pentru activitatea medicală din județul Hunedoara, este de a ne implica activ în campania de vaccinare. În acest sens, am încheiat 66 de contracte cu medici de familie pentru a putea începe în cursul lunii mai activitatea de vaccinare în cabinetele medicale. Strădania guvernului de a oferi cât mai multe variante celor care doresc să se vaccineze, în strategia guvernamentală face parte și această activitate de vaccinare în cabinetele medicale. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara a semnat contractele cu respectivele cabinete medicale și s-au identificat și sursele de remunerare a personalului care va efectua vaccinarea. Într-o primă fază, dozele administrate la cabinetele de medicină de familie vor fi cele produse de AstraZeneca, dar se caută deja lărgirea gamei de vaccinuri ce pot fi oferite. Noi am încheiat contractele, medicii vor fi răsplătiți, medicii asistentele, tot personalul medical este remunerat pentru această activitate și ne propunem să avem o colaborare strânsă, astfel încât numărul de persoane vaccinate în cadrul cabinetelor medicale să fie unul semnificativ. Deocamdată se pot vaccina doar cu AstraZeneca, dar ne preocupă și creșterea sau diversificarea și cu alte variante de ser. Cabinetele medicale în care se va face vaccinarea anticovid sunt situate pe întreg teritoriul județului Hunedoara, inclusiv în zonele rurale. Adrian David, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, este optimist și speră ca mai mulți medici de familie să intre în acest program și astfel numărul hunedorenilor care se imunizează să fie din ce în ce mai mare. Sunt din toate localitățile, în special în zonele urbane, sunt din Deva, Hunedoara, Petroșani, dar și din localități rurale. Practic, tot spectrul demografic este asigurat. Noi facem eforturi în continuare pentru sporirea numărului de medici care să se implice în această activitate. Avem discuții cu Colegiul Medicilor, ce l-am solicitat sprijinul și l-am obținut. E foarte important, așa cum se spune și la nivel guvernamental, ca toată lumea să fie implicată în această activitate. Pe de-o parte autoritățile, dar e foarte importantă și implicarea medicilor în cazul nostru și sigur să avem un interes sporit din partea celor care doresc să se vaccineze. În județul Hunedoara funcționează în prezent 15 centre fixe de vaccinare, 4 caravane mobile și centrul de vaccinare direct din mașină de la Deva, primul de acest gen din țară.